Bună seara, prieteni, bună seara, pentru că este mai târziu un pic, pentru că am avut și noi treabă cu școala, cu toate, până am terminat școala, până am mai luat și diplome, am mai făcut și noi, ne-a ajutat Dumnezeu. Și plouă, vedeți, prieteni, cu plouă. Plouă într-una, nu mai chef de nimica, eu de fapt, doar să fac asta ce pot, în casă. Și am venit de la școală, am mâncat copii, am mâncat ursul. Am făcut curat la bucătărie, am făcut o tocăniță cu cotoaie de pui, cu legume, dar n-am mâncat deloc până acum. Și au mâncat când am venit noi atunci. Vă arăt și vouă tocănița, cum arată. Cotoaie, sunt și cartofi și mazăre. Nu, așa e ea, n-am mâncat nimeni până acum. Da, a zis ursul că o să vină el și o încălzesc. Are de toate, morcov, fasolică, mazăre. Dar am lăsat așa, până vine ei să o încălzesc. Știți că nu gătesc mult, pentru că dacă rămâne, nu mai se strică după aia. După aia face Marta și au mâncat cartofi prăjiți, cremuș, ferț, sandvișuri și atât. În rest, uitați, prieteni, unde am pus coronițele. Vedeți? Asta unde am făcut eu, ce frumoasă e. Așa, cu de toate. Asta e lui Leonardo, unde e pe comandă. Și asta e frumoasă pe comandă. Foarte frumosică. Dar și mea care am făcut-o. Nu e nicio diferență, să zicem. Și plouă într-una, prieteni, nu știu ce să mai zic. Nu știu ce să mai zic. Atât de tare plouă în fiecare zi, fiecare după masă și dimineața. S-a supărat rău de tot. Dumnezeu s-a supărat pe noi atât de rău. Pentru că suntem foarte răi. Și nu-i mai convine. Prea de tot lumea înrăită. Să avem bani mulți, mâncare multă și tot degeaba. Nu ne aduce nicio fericire, absolut nicio bucurie. Prieteni, n-am rezolvat aici cu curentul pentru că aștept să vină un electrician. Am vorbit, dar a zis că s-ar putea să vină. Dar cu ploile așa mai vine om, nu este de aici, din oraș. Este de la... pe aici, prin sate, pe aici, pe la țară, care mi-a făcut mie pe aici curentul. Și sunt așa puțin trasă, așa sunt eu. Nu știu, ce să fac pe ploaia asta? O să mă duc puțin, să mai bag la spălat, mai fac curățenie în casă, la ursul un pic, la mine. Știi ce face de un alt acum? Doarme. Este obosit, foarte obosit, doarme sărăcuțul. Ale nu. Ale stă în ei aploși. Se uită pe telefon. Acum au luat vacanță și... Că și erau tare îngrijorați cu școala înainte. Au mai mers, n-au mai mers. Asta era situația, știți cum era. Cu problemele, cu supărarea, nu prea am stat acasă. Era problema cu ursul. Trebuia să iau cu mine, la vizită, la pachet. Și am preferat și mai multe multe ori că stăteam cu ei. Stăteam închisă în curte. Închideam poarta și nu mai preferam să vină nimeni, dar nici nimeni nu ne-a căutat. Stăteam aceea cu ei. A dat Dumnezeu de-am trecut de greu ăla. Eram singură nebunită. Acum sunt mai bine, sunt mai ok, dar mai mă îngrijorează la mine. Ce mă îngrijorează acum în momentul de față. Patrana îl șpăle la cap pe Alin, nu-l lasă deloc în pace. Are Alin un mare stres. Pentru că ea nu-l lasă ușor. Îl zăpăcește de cap. Chiar nu mai poate, îmi spune de multe ori că îl cicălește, îl zăpăcește și la telefon, dacă vorbește cu cineva, insistă să îi spună ei, imediat cine e. Păi ce e? Femeie, bătrână, trebuie să mai stea și liniștit așa. Vrea de tot. De ce să... I-a spus și să vină acasă, să stea acasă la ea în casă, dar măcar să stea potolită, vătim, să stăm așa, numai să fie dușmănie sau ceva.
Și cu Olga. S-o aducă pe Olga, nu știu ce, la mine aici. Nu știu, nu prea sunt de acord cu această decizie, pentru că îl mai am pe Ion. Și nu-mi convine. Știți că-mi dați să spun adevărul. Ion, îl rog eu de multe ori să-i pun mâncare, pentru că este mâncare, să-i pune un farfurie când este masa. Nu să vină Ion să cotrobăiască prin frigider să spună singur din oală. Asta nu-mi convine, nu-mi place. Îi pun eu, îmi spune, mi-e foame, am spus aseară, Ion, îi dau să mănânci, nu că am cumpărat, nu știu ce zicea. Și nu-mi place și mizeria care o face acolo unde doarme, e prea de tot. Nu este ordonat să-și ia hainele, să le spele sau să zică, să-i reba la mașina de spălat acolo la patroană, să zică, că n-are nimic mașina de spălat. Nu vrea sub nicio formă, le ține toate înșirate acolo și, na. Face urât, nu-mi place, pentru că nu se spală, spun adevăr acum care e. Nu suport, nu mai suport. Nu se spală să fie, să duce pe unde muncește ziua și vine numai mai târziu. Îl vezi acolo în pat. Dacă se rupe ceva, un pom, ceva, o creangă, nimeni nu s-au pleacă să o ia. El nu are treabă aici, el e ca la hotel, e la pensiune. Măcar așa să fie de bunul simț, că nu cer nimic, adică îmi fac eu, îmi mai aduc pe neamișul când am treabă. Și cu Olga, după ce că se duce și face de cap, nu prea sunt de acord să vină la mine aici. Nu știu, nu sunt de acord, nu-mi place, nu convine deloc. Pentru că vine distrată, vine plimbată, eu sunt foarte stresată. Eu mă chinui aici zi de zi să-mi fac roșu, să pot să duc o viață mai, să trec, să supraviețuim, așa cum pot eu. Și nu vreau să mai am alte alea cu, să am gălăgie, să am alea, nu e vorba de mâncare, e vorba de gălăgie, vaiurea, chiar nu-mi convine. Vă rog, când este bonită de acolo, gata, pune. Și după aia, când îi vine, gata, sună iar și pleacă iar. Ea n-a fost niciodată stabilă să stea. Niciodată. Chiar n-a fost stabilă. Numai când are nevoie și când este dat afară. Atât. Eu, îți pare rău de om, dar până la urmă când vezi că e atât de figurant și nu-i convine. Nu-mi convine nici mie. Nu știu acum dacă îmi face vina mea, dar nu. Pentru că eu mă chinui aici, să țin zi de zi. Și curățenie și tot, și să fie totul bine. Să fiu la punct. Așa nu se poate. Eu m-am dus, am avut treaba, am venit acasă, mi-am făcut treburile. Am grijă de copii, am grijă de ursul, are și el grijă, dar tot eu sunt, care sunt în picioare, și este mie. Până când îi mai putea eu, când o vrea Dumnezeu să-mi dea putere să mai țin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut totuși în picioare. În parte, sunt fericită că sunt bine. Sunt fericită că mi-a venit copilul acasă pentru că eram distrus la pământ. Sunt fericită că sunt nepoții sănătoși, toți, mă refer la toți. Ceea ce mă preocupă puțin, Alin, acum. Ca să înțelegeți și voi că mai am momente când sunt supărată și cad într-o depresie, tot din cauza lui Alin. Alin este foarte stresat, foarte nervos, dar Dumnezeu îl ajută și pe el până la urmă, așa cred. Trebuie să nu pierzi speranța. Și dacă este așa cum este, îl mai ciclește și cu atoarnă și îl macină mai de tot. Nu este să zică, hai lăsă-mi încet, hai că să rezolvi, hai că așa. Pur și simplu îți stresează. Te faci în așa fel să te duci tot înainte, să nu mai te întorci înapoi. Așa face. Pentru că am fost și plecată cu ea, am fost și acasă cu ea, dar te stresează, pur și simplu să uiți tot, să te dă peste cap. Așa e ea. De gândește, nu poți să mai faci noi acum. Acum niciun caz. Așa este, femeia obișnuită să... Și puțin să tușesc. Și la vremea asta, plăile ăștia ne-au zăpăcit. Nu am vorbit acum din dușmănie, dar am vrut să zic că nu este privința lui Padoana Olga
și am vorbit și despre Ion, pentru că nu este curat. Ion, și voi dacă ați fi în locul meu, n-aș suporta așa ceva. Să faci mâncare și să aștepte Ion să plece eu de aici, să-și pună el ce vrea și să pună mâna pe lingură, pe polonii și alea. Nu. Îi pun eu, îi dau eu mâncare, îi dau și pentru mai târziu, are un frigider, un puișor, poate să-și pună în el. Își ia de acolo. Dar nu permit așa pentru că să caută și mănâncă el ce vrea. Nici voi n-aș fi fost de acord cu așa ceva. Să umble cineva în mâncare și după aia nu mai pot să mai mănânc. Păi dacă eu fac o șuchiță de legume, pătrugăște, eu îmi ia și eu mai mănânc, după aia nu mai mănânc. Gata, mi se taie. Nu sunt de acord cu treburile ăștia. Nu copii. Sunt liniștită, bine că sunt sănătoasă, dar... Știți voi, când ești bine, dar tot trebuie să mai apară tot timpul câte ceva. Mai e ceva, mai e ceva, mai e ceva. Dar trebuie să uit ca să trec mai departe. Să trec peste tot. Aseară am fost foarte agitată cu copiii. Am stat de le-am încălcat cămașuțele, pantalonași, mai eu, ori. Pentru că e o grijă asta. Să fie și frumos, pantof n-au vrut așa, au luat adidasii. Și le tăie, să tăie unghiile lui Anica, Alex le taie singur, Alex se face dus singur, doar îi pun hainele acolo la baie. Alex n-am treabă cu el, dar mic e mai micuț. Ca să-i ducem acolo, să fim și noi în rândul lumii. Chiar dacă am lipsit, am fost în urmă, dar ce? Asta e, asta a fost situația noastră. Măcar știți și voi prin ce am trecut, știe și domnul profesor, am trecut prin greutăți, am trecut prin multe iarna aceasta care a fost, a fost foarte grea. Am avut multe pe cap, am avut multe, multe. Știți tot din cazul nostru că l-am povestit la toată lumea. Dar uite că Dumnezeu nu ne lasă niciodată. Nu ne lasă. Ne ține în picioare. Mama, să zicem așa, e mai binișor. Au plimbat-o asistentele, doamnele de acolo, le mulțumesc din suflet că au grijă de mama. Îi pune supă în cană, o servesc, o plimbă pe vol. Azi a pasat-o domnul doctor, este bine. I-a mai scurtat din furtunul ăla care are, a băgat acolo ca să scurcă tot. I-a mai tăiat din el, a lăsat scurt și a zis că s-a mai liniștit acum, să simte mult mai bine, mai ușoară, că nu mai e pusul acela lung. I s-a scos și sonda și tot. Acum pe luni de marți s-ar putea să o externeze acasă. Acum să vedem dacă mâine trebuie să mai merg la ea, că n-avem cum, trebuie, e mama. Și nu știu, mă gândeam așa că am citat, ar trebui să-i mai duc. Ce să-i fac să-i duc? Mâine-i de voie să mănâncă supă și puțină pâine, nu multă pâine, pentru că e greu. Pâine e grea, la suma. Am mâncat doar supe așa, dar fără pâine. Are voie de iaurt. Am mâncat supă și de la mine, am mâncat supă și de acolo cu fideuță așa, de-a fără pâine, fără nimic, fără carne simplă. Acum ca să-i treacă. Nu i s-a mai dat alte tratamenturi, doar ce-i fac ei acolo, tratamentul ei care era, a zis să nu mai ia, o să continui acasă cu alea ce are ea de tensiune de tot. Mă bucur că mama a trecut peste asta și este bine și n-am stat să chinuim, să stăm pe afară, ferească Dumnezeu, să pornim din mașini, să-i fie rău pentru că a fost un puțin cu vârsta înaintată și mai grea și... Uitați că și s-a plimbat pe vol, așa ținută de braț, nu are amințeli, azi că e bine. Să mai ridic așa, încet, în pat, stă și în fund așa, are un tamburel la pat, acolo mai pune picioarele ca să n-a plâmbă jos, le pune sus pe scaunier. Este bine. Alex, dacă vă spun, prieten, care a rămas în pantaloni de costum și în gămașă și acum. Nu vrea să schimbi. Măcar acum până din seara. Să mai fie și lămurgat așa. Uitați, prieteni. Salută, prieteni!
Mai târziu are și el pantaloni, training, are să schimbe, dar nu mai e vrut el, a vrut să mai se ia așa, îi place pantaloni și cămașa, dar ce trebuia să ducă în cămașă și în pantalon la banchet? Dar n-a vrut, a vrut să fie cât mai mult confortabil. N-a vrut. L-am dus așa, am vrut să-i duc cămașa acolo, ăla n-a vrut. A zis că nu de. Și atât doamna învățătoare a zis că nu, să lasă așa cum vrea el, cum să simte el bine. Și n-am mai lăsat, l-am lăsat așa. Dacă el s-a simțit bine la acele haine cum eram îmbrăcat, l-am lăsat așa. Nu puteam să-l obric, să-i dau cămașa, hai. Ale nu mai este mic așa să-i dau ordine. Trebuie să-l lăsăm așa încet cum vrea el, să se îmbrace și asta e. Chiar nu-l obric. Și cu tunsoarea cu lapte, nu pot să-l obric, pe ales să tundă, hai ales, hai ales, le iau cu forța, pentru că nu mai e nimic. Leonard îi place să tundă, au, dacă aude de tuns, imediat, hai. Dar ales cu greu îl duce la tuns. Și îi place să crească părul mai mare, nu știu ce freză vrea să-și facă el, nu știu cum. Și asta e viața pe care am trecut și asta vreau și copiii, vacanța. Vara, mai puțin vine iulie și tot ploi, tot cam frig. N-am văzut căldură, căldură cine știe ce, dar am auzit că o să vină căldură mare și trebuie să vină odată, că ne-am săturat așa. Să stăm și la tricou, am stat numai așa cu gecuțe, cu alea pe mine. Și voi cred că tot la fel, răcoare. Și în casă e răcoare. Dacă stai așa la mine în casă, dacă stă cineva în viață, dacă stă. De casa n-am că trage curent, eu când intru în casă mă doare dantura. Mai pune și eu un pic așa să mă încălzească, e casa foarte mare. La usul când intru în casă e caldă în camera, e casa mică. Și asta e, am să zic, că nici mie nu-mi convine să vină cineva, hai gata să... Totul pe de gata să pun, să stea la mine și ălea și... Mai pun încă un boiler la apa la încălzit, pentru că eu plătesc curentul, mă chinui. Și nu vreau să mai pun încă un boiler și dacă plătesc, plătesc măcar pentru mine, pentru copii mici și atât. Nu vreau și pentru alții, că nici pe mine nu mă ajută nimeni. Și eu mă chinui ca să-mi plătesc facturile, ca să fiu, să am ce-mi trebuie. Nu e ușor să ții o casă, să ții. Nu e ușor. Foarte greu. Nu știu ce face vina mea că vine Olga și o să stea la mamă sau. Da. O să vină Olga să stea la mama ei în cameră, dar tot eu trebuie să mă ocup de tot. Eu plătesc curent, eu plătesc tot, absolut tot. Nu plătesc și patoana. Patoana e cu problema ei, eu sunt cu casă, eu sunt cu facturile, că așa sunt eu. Eu am rămas. Și nu prea am convins. Absolut. Așa a venit eu în acasă și îmi face, mă supără de multe ori. Mă supără că nu înțelege nimic. Îmi lasă porțile deschise, când umblă pe asta, când umblă pe alaltă în fața căsii. O lasă deschisă, trebuie să ies cât de târziu să mai mă uit o dată, ca să văd dacă sunt împuiate. Măcar să aibă bună simț, să închidă porțile, să fie ordonat. Atunci n-am treabă cu el. I-am zis, mă, Ioane, măcar stai cu mine așa prin curte cu Leonardo, zic, ai grijă de el. Așa cum ia să-mi stradă, joacă-te o piră, fă-i ceva. Nimic, nici aia nu poate să facă. Absolut. Doar vine la dormit, să scoală și mai ales noaptea ce găsesc în bucătărie e dezastru. Pentru că eu când intru în casă, nu mai intru mai târziu, vă dați seama. El atunci umblă peste tot, face ce vrea. Trimite copilul prin casă, la mine prin casa mare să caută băutură din bar. Îl trimite pe Leonardo, nu poate să stea fără alcool. Prieteni, cam atât, vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Și vă doresc multă, multă sănătate și fericire tuturor. Pa, pa!